Da, continuăm. Ei mai au un pic din temă. Da. Facem, poți să nu temă. Dar am desfășurat mai larg mai. Tu stai înainte și eu din urmă, da? Suntem ca doi buni prieteni. Tema pentru acasă nu o șterge. Așa, continuăm. Exercițiul 7 de la pagina 69. 7. De la 69. 69. 6 plus 5 totul la a doua, Cosmin. Da? X plus 5 totul la a doua. Totul la a doua. Minus. X minus 6 totul la a doua. X minus 6 totul la a doua. Dacă mai este un scaun, nu mai este un scaun și pentru Cosmin. Este ce se numește Tudor. Da. Cosmin? Nu, că avem. Ceapă lângă Tudor. Cosmin îmi cheamă după profesor. Da? El nu vrea să vină. Nu vrea? Păi mă, sunt lucruri interesante, mă, Cosmin. Cosmin nu vine în frate și știu eu de ce. Hai, Cosmin, nu mă. Deci X plus... X plus 5 totul la a doua, minus X minus 6 totul la a doua, egal cu... îmi vorbește... Nicoleta? X la a doua. Așa. Plus 25. X la a doua plus? Plus 2 ori X. Așteaptă-mă ea din mai. Bă, mă zice pe tine. Plus de 2 ori primul ori al doilea. 10X. Așa, important. 10X, nu X la a doua. Deci de 2 ori primul, 2 ori X ori 5. Deci plus 10X. Așa, și plus 5 la a doua, plus 25. Deci, Nicoleta. Deci aplicăm formula. Primul loc la pătrat. X pătrat. De 2 ori primul ori al doilea, 2X ori 5, 10X, plus 5 la a doua, plus 25, da? Minus, pe lângă. Totul, Nicoleta. X la a doua. Da. Minus. Minus. 12x, da, 12. Plus 36, și egal cu, continuă, te rog, da. X pătrat, plus 10, lucrează, nu trebuie să te uiți la mine, ci eu nu mai scriu deloc, suntem ce o să faci, deci x pătrat plus 10, vorbește și de pe caițel, nu ridici deloc ochii de pe caițel, plus 10x, da, plus 25, minus X la a doua, da, minus... A? Aici e problema. Minusul ăsta schimbă. Plus, afectează. Afectează pe toți separate. Deci plus X, plus 12. X. Minus. Plus 12 X. Minus 36. Și este egal cu... egal cu... X la 2? Nu. Adică de gura. Nu. Spuneți, m-am filmat. Da. Cum ridic pumna spre a ta. Păi da? Da. Nu ies în cadru, domn profesor. Nu ies în cadru. Numai tablă, deci atât. Numai tablă. Bine, m-am salvat, nu? Da, m-am scos. X pătrat minus X pătrat face 0. Deci să reduc X pătrat cu X pătrat. 10X cu 12X. 22X. Deci plus, deci am 22X. Și? Și minus. Da, minus cât? Minus 11. Deci minus 11, da? Altă ieșiți, te rog. X minus 2 totul la pătrat. X minus 2 totul la pătrat. Minus. X plus 1 totul la pătrat. X plus 1 totul la pătrat. Este egal cu Anca. X la 2. X la 2. Minus 4. Minus 4X.
minus 4, de două ori primul ori al doilea, 2x ori 2 face minus 4x, da? Plus 4, minus pe lângă. X la a doua. Da, x la a doua. Minus, x la a doua plus 1. De ce plus 1? Mă zici de două ori primul ori al doilea. 2 ori x ori 1 plus 2x. Plus 2x. Așa, plus partea a doua la pătrat. Plus 1 la pătrat, plus 1. Și egal cu, hai Anca. X la a doua. Da. Minus 2x. Nu, de minus 4x, puiule, zi de pe tablă acum. O pierd până aici. Mă, de pe caietel să uite, că tu are scris și ea. X la a doua. Minus 4x. Plus 4. Minus x la a doua. Minus x la a doua. Plus... Ce se întâmplă? Minusul de aici schimbă semnul tuturor. Deci vine minus 2x. Nu? Transform pe cei cu plus în minus și pe cei cu minus în plus. Deci asemnă, da? Plus, minus 2x și minus 1. Și egal mai departe cu, hai. X la a doua minus x la a doua. Da. Și avem 2x. Păi minus 4x minus 2x în același minus, semn. Minus 6x. Plus 3. Minus 6x plus 3. Mai repede, că trebuie să ne dăm drumul, că altfel semnul ăsta nu ne învățăm astăzi, nu ne învățăm niciodată. X plus radical din 2 totul la a doua. X plus radical din 2 totul la a doua. Minus. X minus 2 radical din 2 totul la a doua. 2 radical din 2, azi, totul la a doua, egal cu. Egal cu x la a doua plus de 2 ori x. Așa. Da, de 2 ori x. Ori radical din 2. Da. De 2 ori prima parte, ori a doua. Da. Ori radical din 2 plus 2 radical din 2. Bă, nu. Stai cum e. Tu. Deci prima parte la pătrat. De 2 ori prima parte, ori a doua. Și plus partea a doua la pătrat. Da, adică radical din 2 la a doua, adică 2. Lăsăm așa ca să înțeleagă toată lumea. Plus radical din 2 la a doua. Minus pe lângă. Minus pe lângă x la pătrat minus 2 ori x ori 2 radical din 2, minus... Nu. Plus. Plus partea a doua. Plus 2 radical din 2 la a doua. Plus 2 radical din 2, totul la a doua. Și egal mai departe cu... egal cu x la a doua plus... plus 2 radical din 2x. Plus 2 radical din 2. X, da. Plus 2. Plus 2, da. Minus x la a doua. Minus x la a doua. Plus 4 radical din 2x. Corect. Plus 4 radical din 2x. Plus 4. Minus. Minus, că minus va afecta pe toți. Minus 4, 8, plus 8. Minus 8. Minus 8, așa. Da? Minus 8. Și egal mai departe cu... x la a doua cu minus x la a doua se reduc. Și o să avem 2 radical din 2x cu plus 4 radical din 2x. Minus 8. Da, 2 radical din 2. Păi 2 radical din 2 și cu 4 radical din 2? 6... Face? 6, da. 6 radical din 2. 6 radical din 2. X minus 8. Minus... Da, mai era și 2. Unde mai e 2? Unde mai e 2? Plus 2-ul ăsta de aici. Da? Da.
2 ăsta și cu minus 8, foarte bine. Da. Minus 6. Minus 6. Și egal mai departe, Adi. Scoate pe 6 în factor comun. Și o să fie 6 pe lângă radical din 2. X. Radical din 2x minus 1. Avea acum o primă exercițiu, dar s-a terminat așa. Altă exercițiu. X minus radical din 5, totul la a doua. Minus. Totul la a doua. Radical din 5x minus 1. Radical din 5x minus 1, 1. Totul la a doua. Totul la a doua. Și este egal cu... Diana, te rog. X pătrat. Da. Minus 2 radical din 5x. Minus 2 radical din 5x. Plus 5. Plus 5. Minus. Deci în paranteza. 5x pătrat. 5x pătrat. Minus. Minus. 10x. Minus. 2 radical din 5. 2 radical din 5 x minus 2 radical din 5 x plus 1 și egal cu x pătrat minus 2 radical din 5x. Deci x pătrat minus 2 radical din 5 x plus 5 minus 5 x pătrat minus 2 radical din 5 x minus 1 și egal cu. X pătrat cu minus 5x pătrat. Adică? Dă, scrie în sânge numărul și dă 4x pătrat. Adică? 4x pătrat cu plus sau cu minus? Plus. Plus. Cu minus. Minus. Minus 4x pătrat. Apoi? Minus 2 radical din 5x cu plus radical din 5x se reduc. Da, cu unul cu plus, altul cu minus. Și rămâne... Rămâne plus 5 și minus 1 și minus plus 4. Plus 4. Și egal mai departe cu? 4 pe lângă x pătrat plus 1. 4 pe lângă? Minus. Minus x pătrat. Da. A rămas minus acolo. 4 pe lângă minus x pătrat plus 1. Dacă scoatem pe minus 4, ia să scoatem pe minus 4 în factor. Minus 4 pe lângă? Corect, x pătrat minus 1. X pătrat minus 1, atenție! X pătrat minus 1, pentru că scoțând pe minus în față, minus ăsta cu plus devine minus, pentru că minus cu minus la mulțire face plus când întoarcem la față. Deci vine minus 4 pentru că x pătrat minus 1. Așa încât. Exercițiul este finalizat. Fie în forma 4 pe lângă minus x pătrat plus 1, fie minus 4 pe lângă x pătrat minus 1. Și, altceva? Mirna, nu înțelegi ceva? Mirna, te rog. Era x la a doua, minus 2 radical din 5 x. Bun. Și plus 5. Da, e bine până aici, da? Da, gata. Am crezut că la a doua era plus 5 ăla. Deci... Din partea a doua. Da. Adică în 5 totul la a doua. 10 de la pagina 70. 2 plus 3... 10 de la 70. 70. Da? 3 minus radical din 2. 3 minus radical din totul 2. Totul la a doua. Totul la a doua. Egal cu 11 minus 6 radical din 2. Minus 6 radical, radical din 2. 2. Să stabilim dacă următoarele egalități sunt adevărate. Da, trebuie să notăm cu adevărat sau fals. Să înțelegem. Da? Deci trebuie să vedem. Dacă sunt adevărate sau false. Să ridicăm pe 3 minus radical din 2. Sigur că da. La pătrat. Să ridicăm după formă. Și zicem. 3 la a doua minus... Cine zice, domn profesor? Miruna, hai. 3 la a doua 9 minus 6 radical din 2. Deci 9 minus 6 radical din 2. Radical din 2, adică de 2, prima parte a doua face 6. Plus 2. Plus 2. Egal cu 11 minus 6 radical din 2. 11 minus 6 radical din 2. Și este adevărat, nu? Da. Deci cât este, hai să vă dau așa, cât este radical din 11 minus 6 radical din 2? Radical din 1. 6 radical din 2 plus 2.
Deci radical din 11 minus 6 radical din 2. Radical din 2 minus 6 radical din 2 plus 2. Deci pe 11 pot să zic ca 9 plus 2. Da? Deci egal mai departe cu radical din 9 plus 2 minus 6 radical din 2. Egal mai departe cu? Radical din 3 la 2. Deci radical din 3 la 2 plus 2 min. Deci l-am rupt pe 9 ca fiind pe 11 ca 9 plus 2. Uh-huh. Idee bună. Deci n-ai spus în loc de 11 8 plus 3. Ce te-a făcut pe tine să zici 9 plus 2? Să scăpăm de radical. A vrut un pătrat perfect. Da. Cred. Deci a vrut pe 9, când 9 e pătrat perfect. Dar de ce ne-ai spus 4 plus 7? Că în 4 și el pătrat perfect. S-a plăcut mai mult 2. S-a plăcut mai mult 2. 9 plus 2. 9, acela că e 3 la a doua. Dar n-ai o justificare. Păcat, uite, nu te-ai prins, uite, începutul exercițiului. M-am dat același exercițiu. Da, corect. Deci 11 minus 6 radical din 2 este 3 minus radical din 2 la pătrat. Deci, în final, trebuia să vedeți că în loc de 11 minus 6 radical din 2, scriem repede. Miruna, ai muncit aici, eu vreau să te sprijin, poate te duci până la capăt. De aceea, cu 3 la a doua era corect și minus 6 radical din 2 și în loc de plus 2, am radical din 2 la a doua. Da? Ca să apară prima parte la pătrat era 3, a doua parte la pătrat e radical din 2 acela și de aici te duci la radical din 3. Bineînțeles, dacă controlezi că aici de două ori prima parte ori a doua, se dă chestia asta. Și îți dă. Și merge. Da? Că de două ori 3 ori radical din 2, 2 ori 3 fac 6, radical din 2 și este perfect. Și atunci 3 minus radical din 2, totul la pătrat. E, și acum. Radical din... Și cu cât e egal? 3 minus radical din 2. Modul tot... 3 minus radical din 2. Cât? Modul. Modul. Nu se iese altfel decât în modul. Deci egal cu modul din 3 minus radical din 2. Și egal mai departe, Miruna? Pe 3 scrie radical din 9. Deci 3 minus radical din 2. E mai mare, e așa rămâne. Sau da. Da. Deci așa rămâne. Așa rămâne. Pentru că 3 e mai mare decât 2. Modul exact. Da. Și dacă e ceva pozitiv, rămâne așa, nu? Deci vine 3 minus radical din 2. Deci, dar dacă ar fi fost... 1 minus radical din 2. Că tu foarte bine puteți zici radical din 2 minus 3. Corect. Atunci se spune... Că tot binom este. Radical din 2 minus 3, tot la pătrat. Și fiind de modul, schimbai semnul și făcea tot 3 minus radical din 2. Schimbă semnul și dă tot acolo. În concluzie... Ce am vrut eu să fac acum? Haideți să vedeți ce mi-am propus eu. După ce am văzut exercițiul ăsta așa, repede am văzut că e adevărată treaba asta și am băgat sub un radical. Ca să vă atrag atenția, sesizvați voi că e binomul acela de mai înainte, fiind totul la pătrat și scapă de sub radical și modul. Deci am văzut mai multe etape aici, nu? Mai multe lucruri din urmă am verificat. Super! Și acum mai să vedem. Două. Da. Da, le facem. Radical din 2, totul la a doua.
2. 2 plus 3 radical din 2 totul la a doua. Să vedem dacă este egal cu 22 plus 12 radical din 2. Tudor? Scuze, deci 2 la pătrat. Deci, luăm deoparte. 2 plus 3 radical din 2 totul la pătrat, Tudor vorbește, este egal cu 2 la pătrat. Primul loc la pătrat, deci 2 la pătrat. Plus 3, plus 2 ori, plus 4. Plus de 2 ori, să lăsăm așa ca să tot. De 2 ori. Locul 1, 2. Locul 2, 3 radical din 2, nu? Da. Și plus? Plus 3 radical din 2, tot la puterea a doua. 3 radical din 2, totul la puterea a doua. Și egal mai departe, Tudor? 4 plus 8, 12. 4 plus? 16 direct. 4 ori 3, 12. 12, ce șoare? Direct 4. Direct în cealaltă parte. Păi din care parte? 2 ori 2 ori 3, 4 ori 3, 12. Da, 12 radical din 2. Plus 12 radical din 2, plus? Plus, plus... De ce nu crezi, poate? Eu nu știu. Nu vreți, nu vreți. Te duci acasă să vezi filmul, nu? Dar nu-l vezi nici pe film, asta mă doare și mă doare. Pentru că e păcat. Voi nu înțelegeți că eu realizez aceste filme, rămâneți cantonați în aceeași idee a meditației clasice. Dar șansa mea este asta, că odată cu lecția pe care o fac aici, mii și zeci de mii de copii vor vedea lecția asta. Cei care știu de prof online. Ca acasă, când se duc pe internet, nu numai cei care sunt de direct acum, ci mâine, când filmul ăsta va fi pus, îl vor vedea și vor rămâne generații de-a rândul acolo, pe internet. Dar voi încă veniți ca la meditații punctual aici. Doar voi sunteți doar prilejul pentru a face lecția. Da? Asta vreau să înțeleg. Vă dați seama că în ședința trecută, la clasa cealaltă, cred că la 5-a, o să luați cineva din Cluj. Zice, domnul ăsta nu se mai aude. Înainte softul îmi permitea să mă dau seama că o să aude sau nu. Și atunci altcineva o să răspuns, o suna, zice, ba, s-aude, dar are el o problemă la calculator. Deci, dovadă că atunci, în momentul acela, urmăreau mai direct, mulți. Da? Și în direct. Și era în direct, pe Profona TV. Aici, eu vă invit să faceți următorul lucru. Se lucrează ca și cum ai fi la clasă și nu te uiți la mine și îmi dictez aici. Da? Hai să zicem egal, brusc în cât ar plus, și bine? 18. 18. Și egal, 4 și cu 18. 23. 22. Da. Plus 12, radical din 2. Deci este adevărat. Da, este adevărată propoziția respectivă. Da, și mai am unul. Da. Radical din 5 minus 3, totul la pătrat. Dacă este egal cu 14, minus 6, radical din 5. 14 minus? Minus 6, radical din 5. Asta o face... să zicem... Așa. Deci, radical din 5 la a doua... Deci este egal cu radical. Radical din 5 la a doua plus de 2 ori. Radical plus, din... plus sau minus? Minus. Minus, da. Minus de 2 ori radical din 5 ori 3. Da. Plus 3 la a doua. 3 la a doua. Să-l calculăm și facem. E 5. Da. 5 minus 6 radical din 5. Minus 6 radical din 5. Plus 9. Plus 9. Și egal cu? Că nu mai putem să mai facem. Ei, 5 plus 9. 5 plus 9? Da. 14. Nu te gândești acasă? Nu. Păi 5 plus 9, 14. Mă gândesc, fac. 14 minus 6 radical din 5. Deci este adevărat, iar. E adevărat. Deci tema au terminat. Dar acum, acum mai le mai dau eu următoarea.
calculați radical din 14 minus 6 radical din 5 egal cu 5. Deci radical din 14 minus 6 radical. Adică aia de acolo. Adică? Adică cât e? Păi radical din 5. Radical din 5 minus 3 tot la 2. Deci este radical din 5 minus 3 tot la 2. Radical din 5 minus 3 tot la 2. Da. Și egal adicul? Și egal cu modul? Egal cu modul, modul din... Modul din radical din 5 minus 3 și egal mai departe cu... Minus radical din 5 plus 3. Da. Da. Schimbăm că semnul că este negativ. Radical din 5 e mai mic decât 3. Decât 3. Atunci trebuie să schimbăm semnul că și bine că e negativ, schimbăm semnul. Deci vine minus radical din 5 plus 3. Da? Deci dacă vi s-ar fi dat așa și n-aș fi știut asta, ne închipuim că autorul vă dădea să se calculeze radical din 14 minus 6 radical din 5. Și n-aș fi știut, n-ați fi avut nicio idee, n-ar fi fost binomul mai înainte făcut. Ce ați fi făcut în fața ieșitului acesta? Visam. Măi, dacă aș reuși să fac un pătrat perfect, deci să fie ceva la pătrat, dar din cine? O parte să fie radical din 5. Că numai așa. Am și pe 6 aici, care e 2 ori 3. Deci în 6 se află înglobat 2 ori 3. Și, deci o parte e radical din 5 și partea a doua e 3. Că zice formula de 2 ori, prima parte ori a doua. Iată că acum controlul fantastic se face de aici. De la terminul ăsta, din mijloc. Deci de 2 ori. De 2 ori, în 6 e 2 ori 3, ori radical din 5, da? 14 ori 7. Și acum, cum? 14 ori 7. Nu? Nu, pic, miruna. Îndată îmi dau seama că o parte e radical din 5, deci la binomul acela poți fi radical din 5, și partea a doua e 3, deci minus 3. Totul la pătrat, să văd dacă jocul merge. Și cu modul? Nu. Atenție, că nu știam că e pătrat perfect. Nu l-aveam, dar acum mă întorc înapoi și vreau să văd dacă e pătrat perfect. Și acum ridic minuna la pătrat și vine 5 minus de 2 prima parte face 6 radical din 5 și plus 9. 5 cu 9 fac 14. Când nu-ți vine în minte să rupe 14 în 5 și 9, nu-ți vine în minte. De unde controlăm? De la ăsta din mijloc controlăm prima parte și cea de-a doua parte. Foarte tare. Să știți că negheșiții de acestea... Haideți să vă iau un negheșițiu. Ne închipând că nu ne vede nimeni și mai ales voi nu vedeți ce fac eu acum. Da? Deci iau binomul următor. Radical din 3 minus radical din 2 tot la pătrat. Și ăsta face. Prima parte la pătrat din 3 minus de 2 ori radical din 2, radical din 3, radical din 2 face radical din 6 și plus 2, partea a doua la pătrat. Și care face 5 minus radical din 6, minus 2 radical din 6. Pe 2 îl bag în interior, ca să nu vedeți nimic. Pe 2 îl bag în interior radical și vine 4, 6, 24. Și atunci, spun, calculați radical din 5 minus radical din 24. Pe radical din 24 să-l scriem ca fiind radical din 3 minus radical... Nu. 2 radical din 6. 2 radical din 6. Cum ar fi 6 ori 4. 6 ori 4 și iese 6 de sub. Da. 4 de sub radical. 2 radical din 6. Și gata, o să rup problema. Nu s-o rupt. Încă n-ai rupt-o. 5 minus 2 radical din 6. Și ce dacă? Și pe 5 ăla vorbește azi. Și pe 5 să scriem 3 plus 2. 3 plus 2. 3 plus
Dar de ce n-a zice 1 plus 4? Pentru că așa se... E mai deșteaptă 1 plus 4. 1 plus 4 am deja pătrate perfecte. Și pe 1 și pe 4. Nu mai verifică mijlocul. Minus 2 radical din 6. Deci da, mai mijlocul. Atunci controlăm la mijlocul. Îmi lăm la 6 sau 2 ori 3. Ăsta e motivul pentru care vine așa în minte. Deci e ca mai departe cu... Radical din 5 minus 2 radical din 2 ori radical din 3. Da? 2 radical din 2 radical din 3. Și ce tare e momentul acum. Da, pentru că de două ori prima parte, ori a doua, și telefonată prima parte să fie radical din 2 la a doua, și alaltă radical din 3 la a doua, adică 2 și 3, 5 o să rupe 2 și 3, deci egal mai departe cu radical din 2 plus am să-ți las la mijloc, minus 2 radical din 2 ori radical din 3 și plus 3. Că 2 cu 3 face 5 ori înainte. Pe 2 ăsta pot să scriu ca radical din 2 la pătrat. Deci egal mai departe cu radical din 2 la pătrat minus de 2 ori radical din 2 o radical din 3 plus radical din pe 3 ăla zic radical din 3 la pătrat. Și iată că am aranjat prima parte la pătrat, de două ori prima parte ori a doua, plus partea a doua la pătrat. Și ăsta se strânge ca un binom. Deci va vine radical din 2 minus radical din 3, totul la pătrat. Și cum îl scoatem? În modul. Și egal cu modul din radical din 2 minus radical din 3. O fi pozitiv. Minus radical din 2 plus 3. Și este negativ. Și atunci îi schimbăm semnul. Și va face minus radical din 2 plus radical din 3. Iată, așa trebuie văzut la matematică, da? Deci să știți că vă așteaptă chestiile astea sigur în negriști care urmează. Și noi le iubim. Da? Deci vă așteaptă așa ceva, știți de ce? Pentru că ideea de forma pătrat perfect... Asta urmează. Sigur că urmează. Da, da. Bun, minic am făcut înainte, să știm. Da, formă urmează. Cât e ceasul? 32. Gata, am terminat. Să facem sinteza. Da, să facem sinteza. Mai Sinteza oare, da? Da. Am făcut formule de calcul prescurtat, dar... Deci formule de calcul prescurtat. Și am folosit A plus minus B la a doua. Da, dar hai să zicem că așa au fost și radical. Corect. Radical. Proprietăți. Termen asemenea. Da. Operații cu radicali. Da. Operații cu radicali. Cam asta a fost esențial. Modulul. Și modulul, corect. Da? Modulul. Poate răzise la vizionare. Da, încă n-am zis proprietăți, toate lucrurile acestea. Exact. Hai, Adi, zi finalul. La revedere, vă mulțumesc că ați rămas pe grupul live, vă dorim să ați plăcut în continuare. Uită de like și share. Păi, dar în timpul lecției, bă, ce? Da, atât tu ești. În timpul lecției trebuie acolo, că eram